Doar câteva cuvinte am să fac referire cu privire la acest ghid de finanțare pe programul operațional regional și care se referă la o axă specială, axa 4, numită transportul, și unde municipiului Vaslui i-a fost alocată o sumă de aproximativ 132 de milioane de lei, respectiv aproape 28 de milioane de euro. Această axă este repartizată în patru direcții. Un 4-1 transport, un 4-2 reconversia unui teren, deci parcul Popou, un 4-3 regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate, zona Rediu. Un 4-4, creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării unei educații timpurii, respectiv, creăm 4-5, grădinița. Sunt axele specifice cu sumele corespunzătoare acestor. La ora când discutăm, sunt câteva proiecte care sunt în următoarea fază. Creșa și grădinița au contractele de finanțare semnate. Se lucrează la întocmirea proiectelor tehnice. Sper că într-un timp cât de scurt să fie încheiat la grădiniță și sigur urmează și creșa. După care va trebui să organizăm licitația pentru execuție. Zona marginalizată, respectiv apă canal din zona Rediu, se află la verificare, este întocmit proiectul tehnic, se află la verificare la Agenția Nord-Est. După definitivarea verificării și a ok-ului dat, o scoatem la licitație și pornim la drum. Avem zona Popou, regenerarea spațiului verde și a ceea ce înseamnă lucrări în zona Popou. Săptămâna trecută am emis documentul de asumare a unor costuri neeligibile. Se află în analiză la ADR Nord. Urmează transmis către Ministerul de Resort, la unitatea de verificare. Depou se află la fel la ADR cu clarificările necesare și urmează spre transmis pe minister. Iar astăzi vom semna contractul de finanțare pentru cel mai important proiect sau cel mai important subaxă corespunzătoare axei 4, care se referă la extinderea rutelor, traseilor și stațiilor pentru transportul public de călători în municipiul Vaslui. Această alocare de 108 milioane de lei, deci este ponderea, aproape 23 de milioane de euro. Deci această alocare este pe această axă și cuprinde 3 subproiecte. 25 de stații de transport nou create și 69 de stații de transport modernizate. Un al doilea subpunct este cel referitor la sistemul de transport inteligent. Această componentă este o componentă de modernizare, monitorizare a întregului sistem de transport, atât pe mijloace cât și pe stații, ore de trecere, informațiile necesare tuturor călătorilor, unde se află și elementele corespunzătoare. Și cea de-a treia componentă se referă la achiziția de mijloace de transport, 8 autobuze hibrid, cu minim 67 de locuri și 10 troleibuze cu minim 99
90 de locuri. Acesta este proiectul pe care îl avem astăzi în față pentru a fi finanțat. Vreau să vă informez că în urma instrucțiunilor emise de ministrul de resort, noi am decalat și suntem în prin proces de licitație pentru proiectul tehnic pentru acest proiect, cu clauza suspensivă că contractul se va semna după finanțare. Iată că pasul pe care l-am făcut este de câștig în timp a cel puțin 2 luni de zile și echipa care lucrează la această licitație mi-a transmis că în aproximativ 1 lună îmi va da câștigătorul, care va trece imediat la întocmirea proiectului tehnic și la derularea. Ca atare, suntem pe drumul normal, firesc, al accesării fondurilor și a ceea ce am solicitat și am propus a se realiza municipiul nostru. Am acordat și voi acorda atenție acestui transport, pentru că este serviciul de transport public într-o comunitate, este un serviciu public. Și accentuez acest lucru, că a fi un serviciu public la autoritatea locală presupune civilizație, presupune comportament, presupune modernizare, presupune, de fapt, un oraș curat. Mulțumesc, domnule primar, să știți că vin cu mare plăcere și cu drag de fiecare dată la Vaslui, mai ales pentru că dumneavoastră și echipa dumneavoastră, echipele dumneavoastră, ați transformat acest oraș. A spune, dacă ne gândim măcar la ultimii 10 ani, într-un oraș modern care a fost apreciat ca atare chiar de către reprezentanța Comisiei Europene, de către Unitatea pentru România a Comisiei Europene, care în urmă cu 2 ani a făcut o vizită la Vaslui și au fost foarte încântați să vadă ce s-a făcut aici, într-o bună măsură datorită fondurilor europene. Fonduri europene care ne sunt de ajutor dacă ne cunoaștem problemele, dacă știm să ne facem priorități, dacă știm să gândim bine proiectele și după aceea să le implementăm și dacă există oameni cu adevărat dedicați și profesioniști care pot duce la capăt un asemenea proiect. Făceam un calcul pe drum, gândindu-mă la acest proiect, că valoarea lui, dacă ar fi să folosim vechea valoare a banilor pe care încă mai obișnuim să o folosim, ar fi de peste 1000 de miliarde de lei, deci peste 1 trilion de lei vechi, ceea ce nu e puțin lucru pentru o comunitate. Deci semnăm acest contract pe axa 4.1, pe sub axa 4.1 din cadrul axei de dezvoltare urbană astăzi și mă bucur să aflu, de fapt știam că dumneavoastră sunteți înaintați cu procedurile de achiziție, pentru că să nu uităm că suntem în ultimul an al perioadei normale de programare. Suntem în perioada de programare 2014-2020, 2020 fiind ultimul an. E adevărat că există acea regulă N+3 și proiectele vor putea fi implementate până la sfârșitul anului 2023. Dar, în fapt, noi suntem destul de întârziat cu programul în ansamblu. Vă mulțumesc și eu pentru toată colaborarea din acești ani și sper să avem o colaborare cel puțin la fel de bună și în viitor. Și dacă tot a venit vorba de viitor, vreau să vă spun câteva lucruri, că o fi de ocazie și de faptul că avem câteva minute la dispoziție. Să vă spun că ne așteaptă provocări și mai mari în următoarea perioadă. Urmează perioada de programare 2021-2027, care este un proces de pregătire în acest moment. După cum cred că știți, la nivel european există propuneri de buget și propuneri de regulamente, nu sunt adoptate încă. Conform acelor propuneri,
România, pentru următoarea perioadă, va beneficia de o creștere a sumelor finanțate de la Comisia Europeană și vom avea aproape 31 de miliarde de euro. Însă aceste 31 de miliarde de euro, desigur împărțite pe diverse programe operaționale, vin cu o serie de noutăți. Și anume, în Uniunea Europeană vor fi 5 obiective mari de politici în această următoare perioadă. Aceste 5 obiective de politici, sunt convins că o parte dintre dumneavoastră le știți, dar o să le repet puțin. O Europă mai inteligentă, primul obiectiv. O Europă mai ecologică, al doilea obiectiv. O Europă mai conectată, al treilea obiectiv. O Europă mai socială, al patrulea obiectiv. Și o Europă mai aproape de cetățeni, al cincilea obiectiv. Ce înseamnă ele în fapt? Înseamnă așa că pe obiectivul 1, o Europă mai inteligentă, va trebui să ne ocupăm în primul rând de dezvoltarea economică inteligentă a regiunii și a țării. Înseamnă că trebuie să alocăm bani pentru inovare, transfer tehnologic, industrie 4.0, startup-uri, digitalizare și așa mai departe. 35% din banii de pe FEDER, de Fondul European de Dezvoltare Regională, vor trebui alocați acestui obiectiv. Este o mare provocare, dar este și o șansă pentru noi. Obiectivul numărul 2, Europa mai ecologică, după cum îi spune și numele, se ocupă de partea de ecologie, de energie verde, de schimbări climatice și așa mai departe. Pe acest al doilea obiectiv, 30% din bani vor trebui să fie alocați. Deci, 65% din toți banii de care România va beneficia vor trebui concentrați pe aceste două obiective tematice. Există o veste, să spunem mai puțin bună, că banii pentru infrastructuri vor fi într-o sumă mai mică. Aveam o discuție în urmă cu ceva timp la Ministerul Fondurilor Europene și se vede foarte clar că banii pentru drumuri, pentru ferate, pentru sunt mai puțini de această dată și în general pentru infrastructuri. Este o veste proastă pentru România, pentru că România are nevoie în continuare de infrastructuri, dar în același timp, dacă nu ne preocupă suficient de mult și dezvoltarea economică, orice infrastructuri vom face, ele nu vor putea fi sustenabile în viitor. Dacă la capătul drumului nu punem o firmă care să aducă contribuții la bugetul comunității respective, nu vom putea întreține aceste infrastructuri. Obiectivul numărul 3, acel cu Europa mai conectată, are pe de o parte conexiunea hard și există niște bani pentru drumuri naționale, șosele, căi ferate, dar și conexiunea virtuală. Europa Socială se ocupă de Fondul Social European, se ocupă în general de persoane cu dizabilități, de ceea ce este acum POCU sau ce a fost POSDRU, iar Europa mai aproape de cetățeni este concentrată pe dezvoltarea urbană. Se consideră că centrele urbane sunt centre care radiază creștere în jurul lor și atunci există o preocupare ca să fie dezvoltate centrele urbane, este și acolo o concentrare tematică și va trebui să gândim orașele ca asemenea centre care radiază dezvoltare în viitor. Există această perioadă de pregătire și, sigur, sunt multe aspecte tehnice, așteptăm niște decizii la nivel guvernamental. Pot să vă spun un lucru, că există o propunere la nivelul Guvernului și pornită de la Ministerul Fondurilor Europene ca programul operațional regional să fie descentralizat, adică să fie 8 programe operaționale regionale, să fie autoritate de management la ADR. Asta înseamnă că drumul de la hârtie, de la idee până la proiect va fi mai scurt, nu va trebui să mai trimitem toate documentele la București, să așteptăm să vină de acolo soluții, puncte de vedere că așa funcționează sistemul astăzi. Este o propunere, repet, dacă ea va fi aprobată de guvern și sperăm că într-un timp relativ scurt această decizie se va lua, atunci va trebui să construim propriul nostru program operațional regional aici, în regiunea de Nord-Est. Pentru asta, pe lângă efortul pe care îl facem noi, ADR-ul, cu specialiștii noștri și cu consultanți, cu experți, pe lângă colaborarea pe care o avem cu Ministerul Fondurilor Europene și foarte bună colaborare pe care o avem cu, desigur, foarte bună și cu Ministerul Fondurilor, dar și foarte bună cu Comisia Europeană care ne sprijină, avem nevoie de implicarea dumneavoastră. Și vorbeam cu domnul primar că vom organiza în perioada următoare niște întâlniri, câte una în fiecare județ cu administrația publică și cu mediul privat, facem întâlniri cu fiecare universitate în parte, în care noi vă vom prezenta deocamdată
o schiță a obiectivelor propuse pentru viitorul exercițiu, ca să știți cam către ce se vor duce banii, cam ce s-ar putea finanța în următorul exercițiu. Dumneavoastră, pe de altă parte, să vă gândiți la proiectele pe care le aveți în vedere și să le aduceți într-o formă de fișă, să spunem, cu care se poate discuta. Ulterior, peste, nu știu, să spunem o lună, o lună jumătate, când noi vom ști mai multe lucruri, când programul se va contura mai clar și dumneavoastră veți ști mai multe lucruri despre proiectele pe care le aveți în vedere, să mai facem o întâlnire și să mai ne concretizăm puțin, în așa fel încât să ajungem undeva, să spunem, în a doua parte a anului, la o listă de proiecte pe care comunitatea dumneavoastră dorește să o finanțeze, care răspunde unor nevoi reale, și aici vreau să fac o paranteză. Ne dorim ca banii europeni, ca de fapt toți banii pe care avem, să-i investim și nu să-i cheltuim. Sintagma asta, să cheltuim banii europeni, nu e tocmai corectă și mie nu-mi place. Noi trebuie să investim banii europeni și să investim în așa fel încât să aibă rezultat, să aibă impact, să ne rezolve probleme reale și să ne bucurăm de aceste rezultate un număr de ani. Acum e poza, e unicat. 1000 de miliarde sunt aici. Cineva m-a întrebat dacă am venit cu banii cash și mă gândeam că am încercat să-i bani. Înseamnă atâția bani din cea. Și noi avem o obișnuință la ADR, domnul primar, semnătura ca semnătura, dar strângerea de mâini e mai importantă. Asta dovedește mare drag și mult aveți succes.